spune-mi, dorul aprins poate fi stins? Da. Oricând se aprinde, fii atent la tot ceea ce te amintește el. Călătoria aceasta e doar un pretext. Cea mai frumoasă parte a ei este drumul însuși. Ea poartă omul pe cărări neștiute, învățându-l să redescopere cine este. Adu-ți aminte că în orice călătorie vrei să o faci, eu, inima ta, sunt alături de tine. Suntem împreună. Sunt în tine, în tot și în toate. În fiecare furtună și în paradis, în ape tulburi și în râuri limpezi, în culmile domoare și în povârnișurile vitrege. Suntem una. Călătorule, îți mulțumesc că mi-ai încredințat timpul tău, visul tău și gândul tău. Să știi că dorul de acasă se poate stâmpăra cel mai bine atunci când te simți oriunde acasă. Fiindcă da, acasă poate fi oriunde. Iar dacă acasă e în sufletul tău, atunci și sufletul tău e acasă la el. Să fii luminat de soarele călăuzitor, armonizând cu apele care curg, cu întinderile pământului și cu zborul păsărilor. Amintește-ți în fiecare zi că ești, cu drag, sufletul tău.